Istoria lui, cred că pornește de prin anii 90, 91-92, când am venit în universitate, în facultatea de fizică. Atunci aveam visul să fac ce știam cel mai bine, să fac un laborator pentru creșterea filmelor de diamant. Cam așa a fost. Și am avut o cameră aici, pusă la dispoziție, și primele încercări au fost să cresc filme de diamant prin metoda filamentului fierbinte. Și neavând ce, am fost la fosta fabrică de becuri Fieni și am luat un bec mare de 1000 și ceva de wați și l-am tăiat, l-am aranjat și am făcut filme de diamant cu hot filamentul de la becul respectiv. După aceea, încetul cu încetul, am zis care este orientarea noastră spre viitor. Am mai discutat mai cu profesorii și am zis, foarte bine, noi ne ocupăm de energii. Dar ce fel de energii? Și am zis, energii regenerabile. Toată lumea știa fotovoltaice, eoliene, hidro. Și am zis, nu, noi ne ocupăm de alternative. Adică să găsim combustibil alternativ pentru care să-i transformăm în ceva util, energie, lucruri mecanice, etc. Și am zis, clar, va fi hidrogenul în ideea noastră. Și atunci a apărut ideea de a ne ocupa de pile de combustie, tot ce ține despre ele, conversia hidrogenului, generarea hidrogenului, și așa a apărut sursele alternative de energie. Și am zis, nu, dar facem pentru tineri, în primul rând. Să învățăm împreună și să dezvoltăm împreună. Și în anul 2000 am câștigat un proiect la UEFISC, se numea Postdoctoral School in Hydrogen and Fuel Cell. Și m-am dus la domnul rector, uitați, am câștigat acest proiect, dar eu trebuie să fac centrul acesta de cercetare. Și domnul decan Antohe a zis, da, foarte bine, hai să-l facem. Și atunci s-a semnat înființarea centrului de cercetare, care a căpătat denumirea 3 nanosaie. De ce? Pentru că mulți studenți ziceam, nanoinginerie facem. Nanoștiințe facem, nanotehnologie, și am zis, foarte bine, ia scrieți voi 3 nano ca să se încheie și punem și surse alternative de energie. Și așa a apărut centrul de cercetare 3 nano SAE, care sună frumos așa. Și de aici am pornit cu câțiva postdoctoranzi care i-am angajat pe proiect. Unul dintre postdoctoranzi este acum conferențiar la noi, a prins și burse pe la Universitatea Newcastle, că am avut și un proiect internațional cu transfer of technology, transfer of knowledge atunci era. Atunci am dezvoltat și domeniul, un subdomeniu în zona economiei hidrogenului, pile de biocombustie, în care noi urmăream să generăm hidrogen din conversia biomasei în procese de fermentație aerobică, anaerobică, dar am constatat cu Universitatea Newcastle că putem să facem pile de biocombustie, să produc un pic de electricitate din oxidarea materiei organice, care înseamnă epurarea apelor, da? Și în același timp și un senzor, și un monitor. În momentul de față, pilele acestea de biocombustie folosesc energia electrică din arderea, conversia biomasei în energie utilă la gastroboți. Așa se numesc. Gastroboții sunt roboți care sunt alimentați de energie electrică de la pile de biocombustie și merg prin pădure, merg prin aia. De ce îi zicem gastroboți? Pentru că sunt ca niște stomac în care iau o muscă, ia vine o muscă pe acolo, o cheratină, se convertește în energie electrică și acel robot, da, poate să meargă prin pădure și să monitorizeze starea pădurii, de exemplu. Cred că e generația a patra acum de gastroboți, noi am lăsat-o și am rămas acum cu pilele de biocombustie în diferite zone de utilizare, printre care noul proiect acum s-a încheiat în 2020, cred că, împreună cu Institutul de Biologie al Academiei,
în care folosim microorganismele în cadrul pilelor de biocombustie de a recupera metalele, în cazul nostru platinice, cu ajutorul microorganismelor. Foarte interesantă chestia asta. Interesantă de ce? Și vă spun că istoric, în Finlanda, da, cred că în Finlanda, au fost niște mine de cupru, exploatare de cupru, și au zis, nu, ce să mai facem cu ele, că nu mai putem. Și au aruncat aceste tipuri de microorganisme capabile să preia cupru din minereul de fier și să-l convertească într-un minereu de cupru exploatabil. Iată, sunt 15 sau 20 de ani de când mi-aduc eu aminte de experimentul ăsta și Finlanda, în momentul de față, exploatează cupru din ce au făcut organismele în 15-20 ani. Natura știe să facă foarte multe, dar le face în timp. Asta a fost așa, ca o, să zic așa, ca o idee frumoasă care s-a transpus într-un proiect util ca atare. Și știm acum care tipuri de microorganisme pot să mănânce, în ghilimele, cupru, da? Argint, platină, aur, care sunt prietenoase cu... Bine, prietenoase în sensul că nu sunt toxice sau nu sunt agresive. Dar pot fi utilizate în exploatarea minelor uitate de lume. În sfârșit, asta este istoria pilelor de biocombustie. Foarte interesant domeniu. Între biologie, fizică, chimie. Am eu o vorbă așa. E împrumutată, cred că, de la marele fizician Feynman, care zicea, omenirea a inventat fizică, chimie, matematică, biologie, sociologie. Mă, natura nu știu de niciuna dintre ele, dar le lucrează cu ele. Cred că cea mai importantă realizare este stadiul la care am ajuns și investiția din proiectele care le-am avut împreună cu colegii, pentru că singur nu pot, de 2,7 milioane de euro investiți în ceea ce vedeți aici. De la laboratoare de mecanică și de rapid prototyping până la laboratoare de investigări, de materiale și caracterizări și, evident, că poți să faci orice fel de caracterizare. Dacă nu știi să construiești materiale, să le ansamblezi, să le extrazi, sinteză de materiale, unde intervine și chimia, și fizica, și biologia, nu cred că se închide un rol și un rost a unui centru de cercetare care trebuie să știe să construiască materiale, să le proiecteze pentru o utilitate publică sau pentru o utilitate științifică în dezvoltare, să le caracterizeze, să le utilizeze și după aceea să le breveteze, patenteze, transfer tehnologic. Și nu mai puțin, de exemplu, avem o direcție de cercetare de utilizare a nanoparticulelor în studiul plantelor. Frunze artificiale, să spunem așa, în linii mari, în care injectăm nanoparticule în plante, da? Și să vedem dacă ele se pot comporta exact ca niște nanopesticide, fără să le mai stropesc sau altceva, și ce efect au ele. Avem experiențe la stațiunea de cercetare de la Surlari. Avem o mică seră acolo, unde am demonstrat pe niște roșii, răsaduri de roșii, cum se comportă nanopesticidele. Sau, mă rog, soluțiile noastre de nanoparticule, care au o comportare extraordinară. Eu întotdeauna le spun, cercetarea este ca un joc de copii. Da? Joacă-te și creează. Pentru că un cercetător, dacă nu-și creează abilitățile necesare de creație, trebuie să mai și strice și ceva și trebuie să mai facă câte ceva. Eu nu sunt profesor când intru în laborator. Sunt coleg cu ei, glumesc, râd, cercetăm, ne facem un plan. Se creează așa o atmosferă de prietenie. Eu mai zic, grădinița cercetării. Da? Pentru că toată lumea se joacă, bagă și vezi ce iese. Dar asta nu este corect. Dar el simte că poate să facă ceva. Îi dai curajul. Când îi dai curajul, are și entuziasmul.